Doamnă, timp de 4 ani de zile, timp de 4 ani, el trebuia să fie gata de acum 2 ani de zile. Timp de 4 ani de zile, îmi pare foarte rău, dar fostul Consiliu nu a aprobat finanțarea acestei lucrări decât cu țărâita. 10 milioane, 15 milioane de ron și așa mai departe. Am reușit să facem stâlpul principal, unde vine podul Hobanat și câte ceva pe partea dreaptă a Dâmboviței, mergând către Ciurel. Doamnă, cetățenii sunt... Doamnă, cetățenii din zonă pot să stea liniștiți. Am înțeles că se gândeau cu groază că intrăm cu exproprierile după ce trecem de virtuții. Ei bine, în condițiile în care cetățenii nu vor, cred că este mai înțelept să procedăm așa. Să terminăm podul până la sfârșitul anului ăsta, că nu este mult, doamnă, de făcut. Acum devine construcție metalică. Odată terminat turnul principal, care prin Hobane ține construcția metalică, să lărgesc cât se poate, cât se poate, cât se poate, provizoriu, atenție, să lărgesc dealul Țugulea, stradul de dealul Țugulea, ca să pot să ies către Iuliu Maniu, să mă îndrept către Iuliu Maniu. După care, doamnă, să fac altă licitație tot anul ăsta și să mă pregătesc pentru intrarea într-un tunel care va ține între 7,8, între 14, niciunul știu acum, așa am să mă explic de ce. Nu poți să-l bași pe român, pe bucureștean, doamnă, într-un tunel de 14 km. Nu este o joacă, e adevărat că e medicală și mulți m-au luat peste picior. Doamnă, acolo un tunel cu două culoare de dus și cu două de întors, dacă fac atacuri de panică sau astea, nu poți să mergi cu copii în mașină și asta 14 km. Nu s-o obișnuiți. Și atunci o să-l scot afară, acolo unde nu am de expropiat decât 3 metri pe dreapta, vorba vine 3 metri, și 3 metri pe stânga, din pământuri, nu din case. Și atunci nu se mai supără nimeni că nu are de ce. Doamne, el ar trebui să aibă 14 km în tunel și să iasă pe A1. Și în felul ăsta am scăpat de pe nebunia de pe Iuliu Maniu, că e o nebunie de circulație la anumite ore și o să aia, totuși, gândiți-vă că intră pe prima autostradă făcută pe vremea lui Ceaușescu. Doamnă, poate puțin mai mult decât cu expropriere. Poate, am spus, poate, că nu am încă, decât varianta cu expropriere. Dar vă rog să credeți că în condițiile în care îi deranjez pe oameni, mai bine nu îi deranjez pe oameni, mă duc la 18 metri, 17 metri pe dedesubt, cu ieșirile, intrările pietonale în tunel, dacă e nevoie de ceva, ferească Dumnezeu, de siguranță, ca să pot să ies după Carrefour-ul din militar și să înțep șoseaua 1. Da, doamnă, ce să le spun? Că nu-i vorba la organizația Salvați Bucureștiul, repet, de 10.000 de ori, dacă e nevoie. Că nu-i vorba de atingerea niciunui sit istoric, iar cetățenilor să stea liniștiți, pentru că nu mă mai duc să iau tot ce înseamnă malul lacului și spatele dealul Țugulea, ca să putem, într-adevăr, să găsim totuși o cale de... Doamnă, n-am ce să fac, eu n-aduc mașini prin alea în București, că le împrăști, doamnă, le împrăști, eu nu le aduc în centrul Bucureștiului. Dar așa cum au spus unii răutăcioși că pasajul Basarab, nu să știți că pasajul Basarab era prevăzut fără podul de deasupra Dâmboviței. Da, asta a fost una de modificări. Am așezat ca să meargă coerent pe geniului până la intersecție. Acolo o să mă duc cu subtrecere. Și nu deranjez nici cotroceniu, pentru că trec pe sub răzoare și ies pe trafic greu. În felul ăsta există o circulație mai fluentă pe inelul 1 de circulație. Pe inelul 2, inelul median de circulație. Am început să-l amenajez din bucăți, doamnă. Din bucăți. Și am următoarea explicație.
supra-trecere la doamna Ghica, să continuă cu podul care l-am terminat și stătea de 9 ani de zile lucrarea neterminată la doamna Ghica Chișinău, urmează din nou o subtrecere la Pantelimon cu morarilor și să înscrie pe Liviu Rebreanu, doamna, și o iau ori pe Liviu Rebreanu și ies în drum spre Paladi. Mai mult decât atât, cei care vor să meargă înainte, este al treilea inel.